Bună seara, domnilor, domnișorilor și domnilor, vă spune Viorel Paisan de aici, de la microfonul emisiunii Sportas la TV Atlas, alături de colegii mei, Cristi Cândan, operator imagine, și Dan Olaru, editor montaj. Avem bucuria să vă prezentăm în această seară un eveniment deosebit sportiv care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în municipiul nostru. Focșaneul a fost, Vrancea a fost gazda unei delegații importante din Franța, din zona Pirineilor, mai precis de la clubul Rugby Club Bals din zona Pirineilor. Club care anul trecut a fost gazdă pentru echipa liceului cu program sportiv din Focșani. Iată, de data aceasta, Focșanul i-a primit și Vrancea cu brațele deschise. Organizatorii au făcut în așa fel încât programul derulat pe mai multe zile pentru delegația franceză să îi facă într-un final să declare că s-au simțit aici în Focșani, în Vrancea, ca acasă, lucru care merită subliniat și acordăm și noi de asemenea nota 10 organizatorilor. O să trecem în revistă și organizatorii acestui eveniment deosebit de la Focșani, care are ecouri deja până în Franța și nu numai. Și Federația Română de Rugby a apreciat acest eveniment și bineînțeles Federația Franceză de Rugby, pentru că acest proiect este făcut în parteneriat cu cele două federații. Și să spunem, stimați telespectatori, că principalul organizator este normal liceul cu program sportiv din Focșani, care a și dat titlul acestui eveniment cu această ocazie, Memorialul Profesor Ion Viorel la Rugby, ediția 1. Iată, s-a desfășurat la Focșani sâmbătă pe principalul stadion din județul Vrancea, Milcovul Sud 1. Memorialul Profesor Ion Viorel, o spuneam, organizat de către liceul cu program sportiv din Focșani, reprezentat de domnul director Mihai Petruț și întregul colectiv profesoral. De asemenea, toți elevii au contribuit la acest eveniment proiect. De asemenea, Primăria Municipiului Focșani și Consiliul Local Focșani, Primăria și Consiliul Local al Comunei Golești și Asociația Județeană de Rugby Vrancea, reprezentată de președintele Victor Istrate, cel care a fost nu de mult și vicepreședinte al Federației Române de Rugby. De asemenea, au contribuit și mai multe societăți comerciale din județul Vrancea ca sponsori pentru ca acest eveniment să fie un eveniment pe măsura importanței lui, mai ales că, iată, el a fost un deschizător de drumuri pentru o serie de competiții care vor fi dedicate în mod special celui care a fost profesor, antrenor de rugby, Viorel Ion. Să-i găsi la mâna aici.
Anul trecut, în vară 2014, pe terenul, pe terenurile de rugby de la clubul Rugby Club Bals, echipele liceului cu program sportiv au participat la un trofeu Lilian La Caban. Tot de asemenea un fost sportiv și antrenor apreciat de clubul francez, promotor al acestui sport în zona Pirineilor, mai precis în localitățile Barbazan, Aurillac, La Louvert, Semeac, Comitetul Darmain și Bigorre. Toate aceste zone au fost, iată, dezvoltate, să spunem, prin rugby, prin acest frumos sport. De fapt, Franța știe fiind faptul că este leagănul acestui sport, al rugby-ului. Iată și de aici acest club, Rugby Club Bals, care a intrat în această, în acest parteneriat cu liceul cu program sportiv. De fapt, promotorii acestui eveniment sunt regretații, spuneam, Lilian La Caban și profesorul Ion Viorel, cei care, iată, de data aceasta, în 2015, au vegheat din cer asupra acestui eveniment și chiar au curs și câțiva stropi de ploaie, câteva lacrimi vărsate de regretații sportivi, antrenori care au vegheat acest eveniment. De data aceasta, iată aceste meciuri ale jucătorilor de rugby de under 16 și under 18 ani au jucat la Focșani, la echipa de under 16. Francezii s-au impus cu 29-12 la pauză, 19-5 pentru francezi, iar la grupa de under 18, liceul program sportiv Focșani a câștigat cu 27-17, după ce la pauză a fost 15-5. Voi da citire și celor două echipe ale noastre. De asemenea, voi trece în revistă și câteva nume importante din delegația franceză. În mod special aș vrea să subliniez declarația celui care a condus echipa, lotul francez în Franța, în România, Jean-Marc La Caban, conducătorul delegației, a declarat la sfârșit: totul a fost minunat, nu ne-am așteptat să fim primiți în acest fel în România. Iată o declarație care normal că te mișcă și cu atât mai mult ne face să ne simțim mândri că am putut să demonstrăm, iată, unui grup important de francezi că Franța este oricând o zonă primitoare, o zonă care merită să fie văzută și pentru alții, știu, cetățeni din Franța și din Uniunea Europeană și nu numai. De asemenea, declarațiile domnului director Mihai Petruț, directorul liceului cu program sportiv, au fost pe măsura declarațiilor francezilor. Iată ce declară directorul liceului cu program sportiv Mihai Petruț: am făcut totul ca să vă simțiți ca acasă. E și motivul pentru care imnul național al Franței a fost cântat al doilea la începutul partidelor de sâmbătă, pentru că se știe foarte bine că imnul oaspeților este cântat primul într-o întâlnire, într-o competiție sportivă internațională, dar de data aceasta gazdele, liceul cu program sportiv special, a vrut ca imnul Franței să fie cântat al doilea, să dea mai mult decât atât impresia francezilor că sunt la ei acasă. Iată ce mai declară directorul liceului program sportiv Mihai Petruț: am încercat să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, mai ales că Viorel Ion, nașul meu, era un foarte bun organizator. Cred că totul ar fi ieșit și mai bine dacă Viorel și Lilian, promotorii acestui eveniment, ar fi fost printre noi, dar acest lucru nu este posibil. E un lucru care ne depășește și trebuie să ducem mai departe memoria celor doi, a declarat Mihai Petruț, directorul liceului cu program sportiv din Focșani. Evenimentul a fost deschis de către soția regretatului profesor Ion Viorel, Anca Ion, care a dat lovitura de începere, de asemenea alături de finul regretatului profesor Ion Viorel. E vorba de Viorel Ștefan Mihai. Iată, loviturile de începere la cele două partide au fost date de două persoane foarte dragi regretatului profesor. Eveniment deosebit. De asemenea, doamna Anca Ion a fost cea care a oficiat și festivitatea de premiere, acordarea de diplome și tricouri
ambelor echipe din Franța, de asemenea ambelor echipe din Focșani. Spuneam de cele două partide, au fost precedate de intonarea celor două imnuri naționale, mai precis la început imnul național al României, după care a fost cântat imnul național al Franței. Ați putut urmări și dumneavoastră la începutul materialului filmat de către Sport Azi la TV Atlas, am prins acest moment de intonare a imnurilor naționale. Au fost două meciuri interesante, mai mult decât atât, chiar vorbeam cu colegul meu Dan Olaru înainte acestei emisiuni și ne aduceam aminte că pe Milcovul nu s-a mai jucat un meci de rugby de acum, să spunem mai precis, 37 de ani, dacă nu greșesc, 37 de ani de când pe Milcovul 1 s-a jucat o partidă de rugby internațional dintre România și Spania pentru ediția de atunci a Cupei FIRA, o partidă interesantă, dar iată că după atâția ani, regretatul profesor Ion Viorel, prin memorialul profesor Ion Viorel, ediția 1, a făcut ca pe Milcovul să răsune din nou imnurile naționale ale României și de data aceasta a Franței și mai mult decât atât să se joace un sport care de obicei în Focșani, prin echipele de juniori ale liceului cu program sportiv, se joacă pe stadionul Tineretului, stadionul din Bariera Mărășești, dar de data aceasta Milcovul a găzduit pe măsura acestui eveniment acest important meci. Să vă spuneam de cele două echipe, LPS Focșani a jucat la Under 16 cu Kovaschi, Obrja, Osman, Mocanu, Ciocoia, Bizadea, Băciucă, Rarinca, Azoiței, Costea, Trandafir, Munteanu, Lei, Nanu și Tănase, rezerve, fiind Nichițele, Ardeleanu, Bolovan, Băra, Barbu, Irimia, Mihai și Raba. Ambele echipe sunt pregătite de profesorul Romeo Păun. Iată și componența echipei de Under 18 care a câștigat meciul cu Rugby Club Alți 27-17. E vorba de Năpârcă, Macovei, Cotici, Cosma, Boștină, Marin, Stroie, Guțan, Mădălin Vișan, Vintilă, Frățilă, Nistor, Berbecea, Rusu, Lechea, rezerve fiind Pergeru, Vlad Vișan, Mihai Ciubotaru, Gabriel Ciubotaru, Mândrescu și Leuștean. Interesant spectacol, veți putea urmări și dumneavoastră din imaginile surprinse de colegul meu Cristi Cârlan, care, iată, fac o propagandă bună prin sport, prin rugby, prin liceul cu program sportiv ținutului Vrancii, orașului Focșani, orașului de pe Milcov. Nu întâmplător, iată, poate orașul de pe Milcov, mai precis comuna de pe malul Milcovului, străbătută de Milcov, de râul istoric Milcov, Golești, a fost și gazda unui eveniment deosebit după meciul de sâmbătă, când domnul primar al comunei Golești, Alexandru Zar, și domnul viceprimar Vasile Bostănaru au oferit celor două delegații o seară de neuitat, așa cum spunea și de șeful delegației franceze Jean-Marc Lacaban. Chiar s-au schimbat fanioane, tricouri, mesaje și la un moment dat chiar delegația franceză a cântat din tot sufletul la Marseillez. Marseillaza, iată că românii au putut constata pe propria piele o mare doză de patriotism de care au dat dovadă francezii aici în Franța. De asemenea, nici noi nu am rămas datori, le-am răspuns cu momente folclorice organizate și făcute de către o formație din Râmnicul Sărat și de asemenea de solista de muzică populară Ana Maria Botezatu, nimeni alta decât directoarea Căminului Cultural din Golești. Spuneam că a fost un eveniment aplaudat și, să spunem așa, le-a mers la suflet francezilor modul în care vrâncenii au organizat acest eveniment. Un eveniment care va rămâne, să spunem, până la a doua ediție a memorialului Ion Viorel, un eveniment de maximă importanță pentru istoria sportului vrâncean în 2015, un eveniment la care au contribuit mai mulți, să spunem, prieteni ai sportului, oameni care au vrut să fie alături de acest sport, de acest eveniment și mai mult decât atât să aducă și ei un omagiu memoriei celui care a fost profesor antrenor Ion Viorel, cel care de fapt a mișcat, să spunem, lucrurile
spre bine și a pus Focșanul pe harta rugby-ului românesc și acum iată pe harta rugby-ului internațional, pentru că această colaborare nu este doar rezumată la două partide care s-au jucat în Franța și două partide care s-au jucat în România. Mai mult decât atât, în curând câțiva jucători de la Focșani vor fi cantonați în Franța la clubul rugby Club Bals în Pirinei pentru a participa la program de pregătire și s-ar putea, dacă vor da dovadă de a rămâne într-un unul dintre cele mai puternice campionate chiar de junior din lume, să joace pentru Rugby Club Bals. Iată, acesta ar fi scopul final al colaborării, ca și sportiv din Focșani, din Vrancea, de la LPS Focșani, să ajungă să joace în unul dintre cele mai importante campionate de rugby din lume, Liga 1 de rugby din Franța. De asemenea, Federația Română de rugby a fost, știu eu, foarte, foarte mulțumită de modul de organizare și de cum au fost primiți jucătorii sportivi și antrenorii din delegația franceză. De asemenea, ICO-uri, le spuneam, au ajuns chiar până la Federația Franceză de Rugby, care a salutat acest eveniment și a declarat că merită continuat acest proiect. De asemenea, Ambasada Franței în România a apreciat acest eveniment la care au contribuit, spuneam, și primăria și Consiliul Local Focșan prin domnul primar Decebal Bacinski și de asemenea domnul consilier local Aurel Băcu, care este președintele Comisiei de Cultură, Învățământ, Tinere, Sănătate, Sport din cadrul Consiliului Local Focșan. Au făcut astfel încât, iată, stadionul Milcovul să mai trăiască un eveniment sportiv deosebit, pentru că știm cu toții de fapt că Focșanul, Vrancea, este singurul județ care nu are în acest moment nici măcar o echipă de fotbal de Liga a 3-a în România și acest eveniment rugbistic internațional a făcut oarecum și stadionul Milcovul să mai intre puțin, să spunem așa, în vederile celor care ar trebui să se ocupe mai mult, să încline urechea și să încerce să facă un proiect de dezvoltare atât a rugby-ului, dar și, de ce nu, măcar de Liga a 3-a a fotbalului, pentru că suntem deja intrați în istoria fotbalului românesc în acest moment, Focșanul, Vrancea, prin faptul că nu avem nici măcar o echipă de Liga a 3-a ca și comunitate. Este destul de jenant să te regăsești pe o hartă a fotbalului românesc în care să nu ai nici măcar o echipă de Liga a 3-a. În sfârșit, revenim la rugby, aplaudăm și noi și vă spun, stimații telespectatori, alături de colegii mei cu care realizăm această emisiune Sportas la TV Atlas, în curând vom avea un interviu în studioul Sportas cu doi dintre organizatorii principali acestui eveniment. Spuneam de directorul liceului program sportiv Mihai Petruț, cel care este și finul regretatului profesor antrenor Viorel Ion, și de asemenea al doilea invitat special alături de domnul director Mihai Petruț va fi domnul Victor Istrate, președintele Asociației Județene de Rugby Vrancea, de fapt cea care va încerca să dezvolte acest proiect cu Asociația de Rugby din Pirinei, Franța, astfel încât în curând să această colaborare să aibă și, să spunem, câteva lucruri palpabile ca urmare acestor întâlniri, respectiv schimburi de experiență a antrenorilor, schimburi de experiență ale sportivilor, schimburi de logistică, chiar de materiale sportive, de echipament sportiv și nu numai, sunt foarte multe lucruri care se pot realiza într-un asemenea parteneriat. De ce nu spuneam, după câte orașe sunt înfrățite cu Focșanul, că nici nu mai știu, poate greșesc, după Herzogenbosch din Olanda, după Tivoli din Italia, după nu știu ce oraș din Armenia și nu mai știu ce alte orașe sunt înfrățite cu orașul Focșani, de ce să nu ne gândim că putem din aceste înfrățiri ale orașelor cu orașele din Uniunea Europeană să putem dezvolta și rugby-ul, iată acum mai nou cu Franța, dar de ce nu din aceste colaborări și înfrățiri cu orașe din Europa să nu putem să dezvoltăm și alte ramuri sportive și de ce nu chiar și fotbalul. Dar pentru asta trebuie cu oameni, așa cum a fost regretatul profesor Ion Viorel, care a știut ce vrea să facă prin acest sport și a și reușit, a realizat acest proiect, iată, internațional. De ce nu avem oameni specialiști care să se ocupe și de proiecte care să dezvolte cu orașele frățite și nu numai din Uniunea Europeană ramuri sportive
sporturi în general și de ce nu chiar sportul pentru toți, foarte important, care poate, în baza unui proiect deosebit, să aibă foarte, foarte, foarte multe laturi care pot dezvolta tânăra generație și de ce nu chiar spectacolul sportiv până la urmă, că acesta este scopul final, spectacolul sportiv să fie urmărit, să fie aplaudat, iar actorii versus sportivii să fie de asemenea aplaudați la scenă deschisă, așa cum se practică la toate evenimentele culturale pe marile scene ale lumii.
Thank you.
Focșaneul a fost, Vrancea a fost gazda unei delegații importante din Franța, din zona Pirineilor, mai precis de la clubul Rugby Club Bals din zona Pirineilor, club care anul trecut a fost gazdă pentru echipa liceului cu program sportiv din Focșani. Iată, de data aceasta Focșaneul i-a primit și Vrancea cu brațele deschise. Organizatorii au făcut-o în așa fel încât programul derulat pe mai multe zile pentru delegația franceză să îi facă într-un final să declare că s-au simțit aici în Focșani, în Vrancea, ca acasă, lucru care merită subliniat și acordăm și noi de asemenea nota 10 organizatorilor. O să trecem în revistă și organizatorii acestui eveniment deosebit de la Focșani, care are ecouri deja până în Franța și nu numai. Și Federația Română de Rugby a apreciat acest eveniment și bineînțeles Federația Franceză de Rugby, pentru că acest proiect este făcut în parteneriat cu cele două federații. Și să spunem, stimați telespectatori, că principalul organizator este normal liceul cu program sportiv din Focșani, care a și dat titlul acestui eveniment cu această ocazie, memorialul profesor Ion Viorel la rugby, ediția 1. Iată, s-a desfășurat la Focșani sâmbătă pe principalul stadion din județul Vrancea, Milcovul Sud 1. Memorialul profesor Ion Viorel, îl spuneam, organizat de către liceul cu program sportiv din Focșani, reprezentat de domnul director Mihai Petruț și întregul colectiv profesoral. De asemenea, toți elevii au contribuit la acest eveniment proiect. De asemenea, Primăria Municipiului Focșani și Consiliul Local Focșani, Primăria și Consiliul Local al Comunei Golești și Asociația Județeană de Rugby Vrancea, reprezentată de președintele Victor Istrate, cel care a fost nu de mult și vicepreședinte al Federației Române de Rugby. De asemenea, au contribuit și mai multe societăți comerciale din județul Vrancea ca sponsori pentru ca acest eveniment să fie un eveniment pe măsura importanței lui, mai ales că, iată, el a fost un deschizător de drumuri pentru o serie de competiții care vor fi dedicate în mod special celui care a fost profesor, antrenor de rugby, Viorel Ion. Anul trecut, în vară 2014, pe terenurile de rugby de la clubul Rugby Club Bals, echipele liceului cu program sportiv au participat la un trofeu Lilian La Caban, tot de asemenea un fost sportiv și antrenor apreciat de clubul francez, promotor al acestui sport în zona Pirineilor, mai precis în localitățile Barbazan, Aurillac, La Louvert, Semeac, Comitetul Darmain și Bigor. Toate aceste zone au fost, iată, dezvoltate, să spunem, prin rugby, prin acest frumos sport. De fapt, Franța a știut, fiind faptul că este leagănul acestui sport, al rugby-ului. Iată și de aici acest club, Rugby Club Bals, care a intrat în acest parteneriat cu liceul cu program sportiv. De fapt, promotorii acestui eveniment sunt regretații, spuneam, Lilian La Caban și profesorul Ion Viorel, cei care, iată, de data aceasta, în 2015, au vegheat din cer asupra acestui eveniment și chiar au curs și câțiva strop de ploaie, câteva lacrimi
vărsate de regretații sportivi, antrenori care au vegheat acest eveniment. De data aceasta, iată aceste meciuri ale jucătorilor de rugby de under 16 și under 18 ani au jucat la Focșani. La echipa de under 16, francezii s-au impus cu 29-12 la pauză, 19-5 pentru francezi, iar la grupa de under 18, liceul program sportiv Focșani a câștigat cu 27-17, după ce la pauză a fost 15-5. Voi da citire și celor două echipe ale noastre. De asemenea, voi trece în revistă și câteva nume importante din delegația franceză. În mod special aș vrea să subliniez declarația celui care a condus echipa, lotul francez în Vrancea, în România, Jean-Marc Lacabane, conducătorul delegației, a declarat la sfârșit: totul a fost minunat, nu ne-am așteptat să fim primiți în acest fel în România. Iată o declarație care normal că te mișcă și cu atât mai mult ne face să ne simțim mândri că am putut să demonstrăm, iată, unui grup important de francezi că Vrancea este oricând o zonă primitoare, o zonă care merită să fie văzută și pentru alții, știu, cetățeni din Franța și din Uniunea Europeană și nu numai. De asemenea, declarațiile domnului director Mihai Petruț, directorul liceului program sportiv, au fost pe măsura declarațiilor francezilor. Iată ce declară directorul liceului program sportiv Mihai Petruț: am făcut totul ca să vă simțiți ca acasă. E și motivul pentru care imnul național al Franței a fost cântat al doilea la începutul partidelor de sâmbătă, pentru că se știe foarte bine că imnul oaspeților este cântat primul într-o întâlnire, într-o competiție sportivă internațională, dar de data aceasta gazdele liceului program sportiv special a vrut ca imnul Franței să fie cântat al doilea, să dea mai mult decât atât impresia francezilor că sunt la ei acasă. Iată ce mai declară directorul liceului program sportiv Mihai Petruț: am încercat să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, mai ales că Viorel Ion, nașul meu, era un foarte bun organizator. Cred că totul ar fi ieșit și mai bine dacă Viorel și Lilian, promotorii acestui eveniment, ar fi fost printre noi, dar acest lucru nu este posibil. E un lucru care ne depășește și trebuie să ducem mai departe memoria celor doi, a declarat Mihai Petruț, directorul liceului cu program sportiv din Focșani. Evenimentul a fost deschis de către soția regretatului profesor Ion Viorel, Anca Ion, care a dat lovitura de începere, de asemenea alături de finul regretatului profesor Ion Viorel, e vorba de Viorel Ștefan Mihai. Iată, loviturile de începere la cele două partide au fost date de două persoane foarte dragi regretatului profesor. Eveniment deosebit. De asemenea, doamna Anca Ion a fost cea care a oficiat și festivitatea de premiere, acordarea de diplome și tricouri ambelor echipe din Franța, de asemenea ambelor echipe din Focșani. Spuneam de cele două partide, au fost precedate de intonarea celor două imnuri naționale, mai precis la început imnul național al României, după care a fost cântat imnul național al Franței. Ați putut urmări și dumneavoastră la începutul materialului filmat de către Sport Azi la TV Atlas, am prins acest moment de intonare a imnurilor naționale. Au fost două meciuri interesante, mai mult decât atât, chiar vorbeam cu colegul meu Dan Olaru înaintea acestei emisiuni și ne aduceam aminte că pe Milcovul nu s-a mai jucat un meci de rugby de acum, să spunem mai precis, 37 de ani, dacă nu greșesc. 37 de ani de când pe Milcovul 1 s-a jucat o partidă de rugby internațional dintre România și Spania pentru ediția de atunci a Cupei FIRA, o partidă interesantă, dar iată că după atâția ani regretatul profesor Ion Viorel, prin memorialul profesor Ion Viorel, ediția 1, a făcut ca pe Milcovul să răsune din nou imnurile naționale a României și de data aceasta a Franței și mai mult decât atât să se joace un sport care de obicei în Focșani, prin echipele de juniori ale liceului program sportiv, se joacă pe stadionul Tineretului, stadionul din Bariera Mărășești, dar pe data aceasta
Milko Gul a găzduit pe măsura acestui eveniment, acest important match. Vă spuneam de cele două echipe, LPS Focșani a jucat la Under 16 cu Kovaschi, Obrja, Osman, Mocanu, Ciocoia, Bizadea, Băciucă, Rarinca, Azoiței, Costea, Trandafir, Munteanu, Leic, Nanu și Tănase, rezerve fiind Nichițele, Ardeleanu, Bolovan, Băra, Barbu, Irimia, Mihai și Raba. Ambele echipe sunt pregătite de profesorul Romeo Păun. Iată și componența echipei de Under 18 care a câștigat meciul cu Rugby Club Alți 27-17. E vorba de Năpârcă, Macovei, Cotici, Cosma, Boștină, Marin, Stroie, Guțan, Mădălin Vișan, Vintilă, Frățilă, Nistor, Berbecea, Rusu, Lechea, rezerve fiind Pergeru, Vlad Vișan, Mihai Ciubotaru, Gabriel Ciubotaru, Mândrescu și Leuștean. Interesant spectacol, veți putea urmări și dumneavoastră din imaginile subțiri de colegul meu Cristi Cârlan, care iată fac o propagandă bună prin sport, prin rugby, prin liceul cu program sportiv ținutului Vrancei, orașului Focșani, orașului de pe Milcov. Nu întâmplător, iată, poate orașul de pe Milcov, mai precis comuna de pe malul Milcovului, străbătută de Milcov, de râul istoric Milcov, Golești, a fost și gazda unui eveniment deosebit după meciul de sâmbătă, când domnul primar al comunei Golești, Alexandru Zar, și domnul viceprimar Vasile Bostănaru au oferit celor două delegații o seară de neuitat, așa cum spunea și de șeful delegației franceze, Jean-Marc Lacaban. Chiar s-au schimbat fanioane, tricouri, mesaje. Și la un moment dat chiar delegația franceză a cântat din tot sufletul la Marseieza, iată că românii au putut constata pe propria piele o mare doză de patriotism de care au dat dovadă francezii aici în Franța. De asemenea, nici noi nu am rămas datori, le-am răspuns cu momente folclorice organizate și făcute de către o formație din Râmnicul Sărat și de asemenea de solista de muzică populară Ana Maria Botezatu, nimeni alta decât directoarea Căminului Cultural din Golești. Spuneam că a fost un eveniment aplaudat și, să spunem așa, le-a mers la suflet francezilor modul în care vrâncenii au organizat acest eveniment. Un eveniment care va rămâne, să spunem, până la a doua ediție a memorialului Ion Viorel, un eveniment de maximă importanță pentru istoria sportului vrâncean în 2015, un eveniment la care au contribuit mai mulți, să spunem, prieteni ai sportului, oameni care au vrut să fie alături de acest sport, de acest eveniment și mai mult decât atât să aducă și un omagiu memoriei celui care a fost profesor antrenor Ion Viorel, cel care de fapt a mișcat, să spunem, lucrurile spre bine și a pus Focșanul pe harta rugby-ului românesc și acum iată pe harta rugby-ului internațional, pentru că această colaborare nu este doar rezumată la două partide care s-au jucat în Franța și două partide care s-au jucat în România. Mai mult decât atât, în curând câțiva jucători de la Focșani vor fi cantonați în Franța la clubul Rugby Club Bals în Pirinei pentru a participa la program de pregătire și s-ar putea, dacă vor da dovadă de a rămâne într-un unul dintre cele mai puternice campionate chiar de juniori din lume, să joace pentru Rugby Club Bals. Iată, acesta ar fi scopul final al colaborării, ca și sportiv din Focșani, din Vrancea, de la LPS Focșani, să ajungă să joace în unul dintre cele mai importante campionate de rugby din lume, Liga 1 de rugby din Franța. De asemenea, Federația Română de rugby a fost, știu eu, foarte, foarte mulțumită de modul de organizare și de cum au fost primiți jucătorii sportivi și antrenorii din delegația franceză. De asemenea, ICO-urile, spuneam, au ajuns chiar până la Federația Franceză de Rugby, care a salutat acest eveniment și a declarat că merită continuat acest proiect. De asemenea, Ambasada Franței în România
a apreciat acest eveniment la care au contribuit, spuneam, și primăria și Consiliul Local Focșan, prin domnul primar Dece Balbacinski și de asemenea domnul consilier local Aurel Băcu, care este președintele Comisiei de Cultură, Învățământ, Tinere, Sănătate, Sport din cadrul Consiliului Local Focșan. Au făcut astfel încât, iată, stadionul Milcovul să mai trăiască un eveniment sportiv deosebit, pentru că știm cu toții de fapt că Focșanul Vrancea este singurul județ care nu are în acest moment nici măcar o echipă de fotbal de Liga a 3-a în România și acest eveniment rugbistic internațional a făcut oarecum și stadionul Milcovul să mai intre puțin, să spunem așa, în vederile celor care trebuie să se ocupe mai mult, să încline urechea și să încerce să facă un proiect de dezvoltare atât a rugby-ului, dar și, de ce nu, măcar de Liga a 3-a a fotbalului, pentru că suntem deja intrați în istoria fotbalului românesc în acest moment, Focșanul Vrancea, prin faptul că nu avem nici măcar o echipă de Liga a 3-a ca și comunitate. Este destul de jenant să te regăsești pe o hartă a fotbalului românesc în care să nu ai nici măcar o echipă de Liga a 3-a. În sfârșit, revenim la rugby, aplaudăm și noi și vă spun, stimații telespectatori, alături de colegii mei cu care realizăm această emisiune Sportas la TV Atlas, în curând vom avea un interviu în studioul Sportas cu doi dintre organizatorii principali acestui eveniment. Spuneam de directorul liceului program sportiv Mihai Petruț, cel care este și finul regretatului profesor antrenor Viorel Ion, și de asemenea al doilea invitat special alături de domnul director Mihai Petruț va fi domnul Victor Istrate, președintele Asociației Județene de Rugby Vrancea, de fapt cea care va încerca să dezvolte acest proiect cu Asociația de Rugby din Pirinei, Franța, astfel încât în curând să această colaborare să aibă și, să spunem, câteva lucruri palpabile ca urmare acestor întâlniri, respectiv schimburi de experiență a antrenorilor, schimburi de experiență ale sportivilor, schimburi de logistică, chiar de materiale sportive, de echipament sportiv și nu numai. Sunt foarte multe lucruri care se pot realiza într-un asemenea parteneriat. De ce nu spuneam, după câte orașe sunt înfrățite cu Focșanul, că nici nu mai știu, poate greșesc, după Herzogenbosch din Olanda, după Tivoli din Italia, după nu știu ce oraș din Armenia și nu mai știu ce alte orașe sunt înfrățite cu orașul Focșan, de ce să nu ne gândim că putem din aceste înfrățiri ale orașelor cu orașele din Uniunea Europeană să putem dezvolta și rugby-ul, iată acum mai nou cu Franța, dar de ce nu din aceste colaborări și înfrățiri cu orașele din Europa să nu putem să dezvoltăm și alte ramuri sportive și de ce nu chiar și fotbal. Dar pentru asta trebuie cu oameni, așa cum a fost regăsat profesor Ion Viorel, care a știut ce vrea să facă prin acest sport și a și reușit, a realizat acest proiect, iată, internațional. De ce nu putem, nu avem oameni specialiști care să se ocupe și de proiecte care să dezvolte cu orașele frățite și numai din Uniunea Europeană ramuri sportive, sporturi în general și, de ce nu, chiar sportul pentru toți, foarte important, care poate, pe baza unui proiect deosebit, să aibă foarte, foarte, foarte multe laturi care pot dezvolta tânăra generație și, de ce nu, chiar spectacolul sportiv până la urmă, că acesta este scopul final, spectacolul sportiv să fie urmărit, să fie aplaudat, iar actorii versus sportivii să fie, de asemenea, aplaudați la scenă deschisă, așa cum se practică la toate evenimentele culturale pe marile scene ale lumii.
Focșanul a fost Vrancea, a fost gazda unei delegații importante din Franța, din zona Pirineilor, mai precis de la clubul Rugby Club Bals din zona Pirineilor, club care anul trecut a fost gazdă pentru echipa liceului cu program sportiv din Focșani. Iată, de data aceasta Focșanul i-a primit și Vrancea cu brațele deschise. Organizatorii au făcut-o în așa fel încât programul derulat pe mai multe zile pentru delegația franceză să îi facă într-un final să declare că s-au simțit aici în Focșani, în Vrancea, ca acasă, lucru care merită subliniat și acordăm și noi de asemenea nota 10 organizatorilor. O să trecem în revistă și organizatorii acestui eveniment deosebit de la Focșani, care are ecouri deja până în Franța și nu numai. Și Federația Română de Rugby a apreciat acest eveniment și bineînțeles Federația Franceză de Rugby, pentru că acest proiect este făcut în parteneriat cu cele două federații. Și să spunem, stimați telespectatori, că principalul organizator este normal liceul cu program sportiv din Focșani, care a și dat titlul acestui eveniment cu această ocazie, memorialul profesor Ion Viorel la rugby, ediția 1. Iată, s-a desfășurat la Focșani sâmbătă pe principalul stadion din județul Vrancea, Milcovul Sud 1. Memorialul profesor Ion Viorel, o spuneam, organizat de către liceul cu program sportiv din Focșani, reprezentat de domnul director Mihai Petruț și întregul colectiv profesoral. De asemenea, toți elevii au contribuit la acest eveniment proiect. De asemenea, Primăria Municipiului Focșani și Consiliul Local Focșani, Primăria și Consiliul Local al Comunei Golești și Asociația Județeană de Rugby Vrancea, reprezentată de președintele Victor Istrate, cel care a fost nu de mult și vicepreședinte al Federației Române de Rugby. De asemenea, au contribuit și mai multe societăți comerciale din județul Vrancea ca sponsori pentru ca acest eveniment să fie un eveniment pe măsura importanței lui, mai ales că, iată, el a fost un deschizător de drumuri pentru o serie de competiții care vor fi dedicate în mod special celui care a fost profesor, antrenor de rugby, Viorel Ion. Anul trecut, în vară 2014, pe terenurile de rugby de la clubul Rugby Club Bals, echipele liceului cu program sportiv au participat la un trofeu Lilian La Caban. Tot de asemenea un fost sportiv și antrenor apreciat de clubul francez, promotor al acestui sport în zona Pirineilor, mai precis în localitățile Barbazan, Aureliac, La Lubert, Semeac, Comitetul Darmain și Bigor. Toate aceste zone au fost, iată, dezvoltate, să spunem, prin rugby, prin acest frumos sport. De fapt, Franța știut fiind faptul că este leagănul acestui sport, al rugby-ului. Iată și de aici acest club, Rugby Club Bals, care a intrat în acest parteneriat cu liceul cu program sportiv. De fapt, promotorii acestui eveniment sunt regretații, spuneam, Lilian La Caban și profesorul Ion Viorel, cei care, iată, de data aceasta, în 2015, au vegheat din cer asupra acestui eveniment și chiar au curs și câțiva stropi de ploaie, câteva lacrimi vărsate de regretații sportive, antrenori care au vegheat acest eveniment. De data aceasta, iată aceste meciuri ale jucătorilor de rugby de under 16 și under 18 ani au jucat la Focșani. La echipa de under 16, francezii s-au impus cu 29 la 12 la pauză, 19 la 5 pentru francezi, iar la grupa de under 18, liceul cu program sportiv Focșani a câștigat cu 27 la 17, după ce la pauză a fost 15 la 5. Voi da citire și celor două echipe ale noastre. De asemenea, voi trece în revistă și câteva nume importante din delegația franceză. În mod special aș vrea să subliniez declarația celui care a condus echipa, lotul francez în Vrancea, în România, Jean-Marc La Caban. Conducătorul delegației a declarat la sfârșit: totul a fost minunat, nu ne-am așteptat să fim primiți în acest fel în România.
Iată o declarație care normal că te mișcă și cu atât mai mult ne face să ne simțim mândri că am putut să demonstrăm, iată, unui grup important de francezi că Vrancea este oricând o zonă primitoare, o zonă care merită să fie văzută și pentru alții, cetățeni din Franța și din Uniunea Europeană și nu numai. De asemenea, declarațiile domnului director Mihai Petruț, director liceului program sportiv, au fost pe măsura declarațiilor francezilor. Iată ce declară directorul liceului program sportiv Mihai Petruț: am făcut totul ca să vă simțiți ca acasă. E și motivul pentru care imnul național al Franței a fost cântat al doilea la începutul partidelor de sâmbătă, pentru că se știe foarte bine că imnul oaspeților este cântat primul într-o întâlnire, într-o competiție sportivă internațională, dar de data aceasta gazdele, liceul program sportiv special a vrut ca imnul Franței să fie cântat al doilea, să dea mai mult decât atât impresia francezilor că sunt la ei acasă. Iată ce mai declară de directorul liceului program sportiv Mihai Petruț: am încercat să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, mai ales că Viorel Ion, nașul meu, era un foarte bun organizator. Cred că totul ar fi ieșit și mai bine dacă Viorel și Lilian, promotorii acestui eveniment, ar fi fost printre noi, dar acest lucru nu este posibil. E un lucru care ne depășește și trebuie să ducem mai departe memoria celor doi, a declarat Mihai Petruț, directorul liceului cu program sportiv din Focșani. Evenimentul a fost deschis de către soția regretatului profesor Ion Viorel, Anca Ion, care a dat lovitura de începere, de asemenea alături de finul regretatului profesor Ion Viorel. E vorba de Viorel Ștefan Mihai. Iată, loviturile de începere la cele două partide au fost date de două persoane foarte dragi regretatului profesor. Eveniment deosebit. De asemenea, doamna Anca Ion a fost cea care a oficiat și festivitatea de premiere, acordarea de diplome și tricouri ambelor echipe din Franța, de asemenea ambelor echipe din Focșani. Spuneam de cele două partide, au fost precedate de intonarea celor două imnuri naționale, mai precis la început imnul național al României, după care a fost cântat imnul național al Franței. Ați putut urmări și dumneavoastră la începutul materialului filmat de către Sport Azi la TV Atlas, am prins acest moment de intonare a imnurilor naționale. Au fost două meciuri interesante, mai mult decât atât, chiar vorbeam cu colegul meu Dan Olaru înaintea acestei emisiuni și ne aduceam aminte că pe Milcovul nu s-a mai jucat un meci de rugby de acum, să spunem mai precis, 37 de ani, dacă nu greșesc. 37 de ani de când pe Milcovul 1 s-a jucat o partidă de rugby internațional dintre România și Spania pentru ediția de atunci a Cupei FIRA, o partidă interesantă, dar iată că după atâția ani regretatul profesor Ion Viorel, prin memorialul profesor Ion Viorel, ediția 1, a făcut ca pe Milcovul să răsune din nou imnurile naționale ale României și de data aceasta a Franței și mai mult decât atât să se joace un sport care de obicei în Focșani, prin echipele de juniori al liceului program sportiv, se joacă pe stadionul Tineretului, stadionul din Bariera Mărășești, dar de data aceasta Milcovul a găzduit pe măsura acestui eveniment acest important meci. Să vă spuneam de cele două echipe: LPS Focșani a jucat la Under 16 cu Covaschi, Obrja, Osman, Mocanu, Ciocoia, Bizadea, Băciucă, Rarinca, Azoiței, Costea, Trandafir, Munteanu, Lei, Nanu și Tănase, rezerve fiind Nichițelea, Ardeleanu, Bolovan, Bâra, Barbu, Irimia, Mihai și Raba. Ambele echipe sunt pregătite de profesorul Romeo Păun. Iată și componența echipei de Under 18, care a câștigat meciul cu Rugby Club Alți 27-17. E vorba de Năpârcă, Macovei, Cotici, Cosma, Boștină, Marin, Stroie, Guțan, Mădălin Vișan, Vintilă, Frățilă, Nistor, Berbecea, Rusu, Lechea, rezerve fiind Pergeru, Vlad Vișan, Mihai Ciubotaru, Gabriel Ciubotaru, Mândrescu și Leuștean. Un
Interesant spectacol, veți putea urmări și dumneavoastră din imaginile surprinse de colegul meu, Cristi Cârlan, care, iată, fac o propagandă bună prin sport, prin rugby, prin liceul cu program sportiv ținutului Vrancii, orașului Cofian, orașului de pe Milcov. Nu întâmplător, iată, poate orașul de pe Milcov, mai precis comuna de pe malul Milcovului, străbătută de Milcov, de râul istoriei Milcov, Golești, a fost și gazda unui eveniment deosebit după meciul de sâmbătă, când domnul primar al comunei Golești, Alexandru Zar, și domnul viceprimar Vasile Bostănaru au oferit celor două delegații o seară de neuitat, așa cum spunea și de șeful delegației franceze, Jean-Marc Lacaban. Chiar s-au schimbat fanioane, tricouri, mesaje și la un moment dat chiar delegația franceză a cântat din tot sufletul la marseiezi. Marseieza, iată că românii au putut constata pe propria piele o mare doză de patriotism de care au dat dovadă francezii aici în Franța. De asemenea, nici noi nu am rămas datori, le-am răspuns cu momente folclorice organizate și făcute de către o formație din Râmnicul Sărat și de asemenea de solista de muzică populară Ana Maria Botezatu, nimeni alta decât directoarea Căminului Cultural din Golești. Spuneam că a fost un eveniment aplaudat și, să spunem așa, le-a mers la suflet francezilor modul în care vrâncenii au organizat acest eveniment. Un eveniment care va rămâne, să spunem, până la a doua ediție a Memorialului Ion Viorel, un eveniment de maximă importanță pentru istoria sportului vrâncean în 2015, un eveniment la care au contribuit mai mulți, să spunem, prietenii sportului, oameni care au vrut să fie alături de acest sport, de acest eveniment și mai mult decât atât să aducă și ei un omagiu memoriei celui care a fost profesor antrenor Ion Viorel, cel care de fapt a mișcat, să spunem, lucrurile spre bine și a pus focșeanul pe harta rugby-ului românesc și acum iată pe harta rugby-ului internațional, pentru că această colaborare nu este doar rezumată la două partide care s-au jucat în Franța și două partide care s-au jucat în România. Mai mult decât atât, în curând câțiva jucători de la Focșani vor fi cantonați în Franța la clubul rugby Club Bals în Pirinei pentru a participa la program de pregătire și s-ar putea, dacă vor da dovadă de a rămâne într-un unul dintre cele mai puternice campionate chiar de juniori din lume, să joace pentru rugby Club Bals. Iată, acesta ar fi scopul final al colaborării, ca și sportiv din Focșani, din Vrancea, de la LPS Focșani, să ajungă să joace în unul dintre cele mai importante campionate de rugby din lume, Liga 1 de rugby din Franța. De asemenea, Federația Română de rugby a fost, știu eu, foarte, foarte mulțumită de modul de organizare și de cum au fost primiți jucătorii sportivi și antrenorii din delegația franceză. De asemenea, ICO-urile, spuneam, au ajuns chiar până la Federația Franceză de Rugby, care a salutat acest eveniment și a declarat că merită continuat acest proiect. De asemenea, Ambasada Franței în România a apreciat acest eveniment la care au contribuit, spuneam, și primăria și Consiliul Local Focșani prin domnul primar Dece Balbacinski și de asemenea domnul consilier local Aurel Băcu, care este președintele Comisiei de Cultură, Învățământ, Tineret, Sănătate, Sport din cadrul Consiliului Local Focșani. Au făcut astfel încât, iată, stadionul Milcovul să mai trăiască un eveniment sportiv deosebit, pentru că știm cu toții de fapt că Focșanul, Vrancea, este singurul județ care nu are în acest moment nici măcar o echipă de fotbal de Liga a 3-a în România și acest eveniment rugbistic internațional a făcut oarecum și stadionul Milcovul să mai
intre puțin, să spunem așa, în vederile celor care ar trebui să se ocupe mai mult, să încline urechea și să încerce să facă un proiect de dezvoltare atât a rugby-ului, dar și, de ce nu, măcar de Liga a treia a fotbalului, pentru că suntem deja intrați în istoria fotbalului românesc în acest moment, Focșanul Vrancea, prin faptul că nu avem nici măcar o echipă de Liga a treia ca și comunitate. Este destul de jenant să te regăsești pe o hartă a fotbalului românesc în care să nu ai nici măcar o echipă de Liga a treia. În sfârșit, revenim la rugby, aplaudăm și noi și vă spun, stimați telespectatori, alături de colegii mei cu care realizăm această emisiune Sportas la TV Atlas, în curând vom avea un interviu în studioul Sportas cu doi dintre organizatorii principali acestui eveniment. Spuneam de directorul liceului program sportiv Mihai Petruț, cel care este și finul regretatului profesor antrenor Viorel Ion, și de asemenea al doilea invitat special alături de domnul director Mihai Petruț va fi domnul Victor Istrate, președintele Asociației Județene de Rugby Vrancea, de fapt cea care va încerca să dezvolte acest proiect cu Asociația de Rugby din Pirinei, Franța, astfel încât în curând să această colaborare să aibă și, să spunem, câteva lucruri palpabile ca urmare acestor întâlniri, respectiv schimburi de experiență a antrenorilor, schimburi de experiență ale sportivilor, schimburi de logistică, chiar de materiale sportive, de echipament sportiv și nu numai, sunt foarte multe lucruri care se pot realiza într-un asemenea parteneriat. De ce nu spuneam, după câte orașe sunt înfrățite cu Focșanul, că nici nu mai știu, poate greșesc, după Herzogenbosch din Olanda, după Tivoli din Italia, după nu știu ce oraș din Armenia și nu mai știu ce alte orașe sunt înfrățite cu orașul Focșani, de ce să nu ne gândim că putem din aceste înfrățiri ale orașelor cu orașele din Uniunea Europeană să putem dezvolta și rugby-ul, iată acum mai nou cu Franța, dar de ce nu din aceste colaborări și înfrățiri cu orașe din Europa să nu putem să dezvoltăm și alte ramuri sportive și de ce nu chiar și fotbalul. Dar pentru asta trebuie cu oameni, așa cum a fost regretatul profesor Ion Viorel, care a știut ce vrea să facă prin acest sport și a și reușit, a realizat acest proiect, iată, internațional. De ce nu putem, nu avem oameni specialiști care să se ocupe și de proiecte care să dezvolte cu orașele înfrățite și nu numai din Uniunea Europeană, ramuri sportive, sporturi în general și, de ce nu, chiar sportul pentru toți, foarte important, care poate, pe baza unui proiect deosebit, să aibă foarte, foarte, foarte multe laturi care pot dezvolta tânăra generație și, de ce nu, chiar spectacolul sportiv până la urmă, că acesta este scopul final, spectacolul sportiv să fie urmărit, să fie aplaudat, iar actorii versus sportivii să fie de asemenea aplaudați la scenă deschisă, așa cum se practică la toate evenimentele culturale pe marile scene ale lumii. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, vă lăsăm în continuare să urmăriți în această seară specială, până la următorul interviu în exclusivitate pentru Sportas la TV Atlas, imagini de la partida de Under 18 internațională de rugby dintre liceul cu program sportiv din Focșani și Rugby Club Bals Pirinei din Franța. Echipa noastră a câștigat cu 27-17, la pauză 15-5. Spuneam, echipele noastre antrenate de domnul profesor Romeo Păun. Dedicăm acest și noi acest meci, această înregistrare, această emisiune regretatului profesor Ion Viorel. De fapt, această manifestare s-a intitulat Memorialul Ion Viorel la rugby, ediția 1. La mai multe ediții și odihnește-te în pace, mare profesor, spune Viorel Paizan alături de colegii mei de aici din regia de emisie Sportas la TV Atlas. Vă invităm să urmăriți în continuare rugby internațional la Focșani pe stadionul Milcovului. O seară bună!